Derbiul rundei a 12-a din cadrul Ligii Secunde la fotbal se dispută între Poli Timișoara și FC Argeș. Al violeții au același optimism afișat încă de la începutul sezonului și speră într-un succes, chiar dacă recunosc valoarea grupării bănățene. Eu sunt foarte liniștit. Poate mai liniștit ca niciodată, pentru că nu avem ce pierde la Timișoara. Într-adevăr, este o echipă cu jucători de calitate, jucători care pot să facă diferența la un joc de fotbal, dar eu mă bazez pe tinerețea, pe atitudinea și de ce nu pe determinarea jucătorilor la acest meci. Mă refer aici la FC Argeș. Așa că nu am nicio emoție. Nu avem ce pierde. Golgheterul al violeților, Rover Cârstea, este și el determinat, mai ales că nu a mai înscris de câteva etape. Cârstea consideră că orice meci trebuie abordat la victorie. Este un meci ca oricare altul. Noi abordăm toate meciurile la fel. Nu că jucăm cu Timișoara, cu Bistra, cu Arieșul sau cu... Toate meciurile sunt la fel pentru noi. La toate trebuie să fim foarte concentrați și să abordăm meciul la victorie. Mergem acolo să câștigăm, nu să ne apărăm sau să mergem să scoatem un egal. Poli Timișoara FC Argeș se joacă sâmbătă de la ora 12 și va fi transmis în direct de canalul Digisport. Confruntarea va fi arbitrată de vâlceanul Adrian Comănescu.